Horoscopul dragostei din luna iunie aduce nenumărate surprize pentru nativi. Acestea fiind spuse, vă prezentăm ce vă pregătesc astrele în funcție de zodie. Pentru Gemeni se anunță vești minunate. Aceștia au parte de o lună liniștită și de multă iubire în relația cu partenerul lor de viață. Legătura dintre voi are șanse să crească și să treacă la alt nivel. Cei singuri au șansa să își întâlnească dragostea în sfârșit, așa că este bine să fiți cât mai deschiși. Scorpion, este posibil să pierdeți din farmecul dragostei în această lună dacă nu sunteți atenți. Indiferent de probleme, nu vă îndepărtați de partener și luptați împreună să rezolvați orice problemă. Lucrați ca o echipă, iar sentimentele incerte vor dispărea. Capricorn, dacă nu sunteți atenți, există riscul de despărțire. Controlați-vă geloziile și ieșirile din fire pentru că este păcat să stricați o relație frumoasă din cauza unui comportament copilăresc. Lăsați ego-ul la o parte și aveți curaj să vă cereți iertare dacă greșiți. Vărsător. Pentru persoanele născute sub semnul zodiacal Vărsător nu se anunță cea mai prosperă perioadă de iubire. Este posibil să existe anumite amânări în relație, așa că fiți mai siguri pe voi și pe deciziile voastre. Încercați să comunicați mai eficient și lucrurile se vor rezolva de la sine. Pești. Există șanse să fiți mai supărăcioși în această lună, așa că încercați să vă mențineți cu picioarele pe pământ și să nu începeți certuri din orice prostie. Fiți comunicativ și spuneți deschis dacă vă deranjează ceva. Relatează click.ro.